Ziua bună, dragii noștri, iată ne-a adus Dumnezeu cu bine într-o duminică de iarnă. Am văzut că a început afară să și ningă. În alte zone ale țării îi prăpăd, am putea spune, așa că e vreme de stat în casă la gurița sobii și să vă uitați la televizor că aveți pentru și astăzi v-am adus goști de fală în cuina noastră de la VSTV Regional. Aș putea să vă spun și la mulți ani, dragi telespectatori, pentru că este prima prezență în direct a mea în acest an la emisiunea Hora Mare la VSTV Regional. Sper că v-au plăcut programele noastre înregistrate de sărbători și dacă v-au plăcut și ați fost alături de noi pe parcursul tuturor sărbătorilor de iarnă, sunt convins că tot anul 2016 veți fi alături de noi așa cum o faceți de ani de zile. Mi-e drag să prezint invitații de astăzi și încep cu cea care se află imediat în dreapta mea, o bună, bună prietenă, bănățancă, jet be jet, nu pentru prima dată în emisiunea noastră și spun bun venit doamnei Gabi Zaharia. Bine te-am găsit, Ioane, la mulți ani, ție, la mulți ani telespectatorilor noștri și mă bucur din suflet că, uite, am reușit să vin pe frigul ăsta, pe zăpada asta aici la voi. Și cum îi stă bine unei dăscălițe de canto, nu a venit cu mâna goală la emisiunea noastră, ci a venit însoțită de două tinere, talentate, frumoase, cărora le spun și lor bun venit în emisiunea noastră. Este vorba de Patricia Vela și Lorena Țiplea. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! La mulți ani! Mulțumim tare mult că sunteți și voi alături de noi și îl salut totodată pe bunul nostru prieten Nelu Barna. Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Ba de Ioane! Trebuie să recunosc că invitația a fost a colegei tale și prietenei noastre, Gabi Zaharia. Dar și fără voința ta nu se putea. Exact, nu puteam fi aici, sigur. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc ansamblului Crăișorii Moților, care vor deschide programul de astăzi, însă nu înainte de a prelua un apel telefonic de la un telespectator care se află în legătură directă cu noi de câteva minute bune. Alo, bună ziua! Bună ziua, domnule! Și la mulți ani! Imi de la Arad, te salutăm, exact. Mulțumim pentru telefon, la mulți ani! Să fie pentru toți Sfinții Ioana, în special și pentru dumneavoastră, toată melodie de ziua de an și, în ultimul rând, pentru părinții mei, care pe data de 22 fac 54 de ani de căsătorie și de la întreaga echipă de la VSTV. La mulți ani și din partea noastră, părinților tăi, multă, multă sănătate tuturor și pornim la drumul cântecului și jocului popular alături de ansamblul Crăișorii Moților, coordonat de familia Budea. Thank you.
Mulțumim, dragii noștri, aceștia au fost și sunt, vor rămâne alături de noi până la finalul emisiunii, Crăișorii Moților de la Tisa Nouă, o echipă formată și susținută financiar de o simplă familie, așa le place lor să spună, Budea, Dănuț și Maria de la Tisa Nouă. Dumnealor ne mulțumesc că i-am invitat în emisiune și dedică această emisiune tuturor cetățenilor, tuturor consătenilor care au încredere în familia Budea și le dorește sănătate, le doresc sănătate tuturor celor care ne privesc. Îi salută totodată și pe dansatorii care au rămas acasă din vari motive. Avem un alt telespectator la telefon. Înainte de a prelua apelul telefonic, aș ruga-o pe Gabi să ne spună două, trei cuvinte înainte să se pregătească pentru prima intervenție din emisiunea de astăzi. Te ascultăm, Gabi. Mă bucur și am venit cu gânduri bune la voi și mă bucur încă o dată, spun că am ajuns cu aceste perle frumoase ale mele, ale școlii noastre. Noi de anul acesta am reușit școlar. Anul acesta școlar am reușit să înființăm Școala Populară de Artă la Caransebeș, secția canto popular, acordeon și instrumente de suflat. Avem foarte mulți copii și asta ne bucură. Asta înseamnă că încă sunt copii care doresc să facă muzică populară. Îi mulțumesc bunului meu coleg Nelu că este alături de mine. Și mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit și îmi pare foarte bine că poate pe viitor vom și colabora. Cu tot dragul, cu tot dragul. Da, te rugăm să te pregătești pentru intervenția muzicală de care spuneam. Între timp o să preiau un apel telefonic. Alo, bună ziua! Bună ziua, domnul Ion, la mulți ani, multă, multă sănătate, multă putere de muncă dumneavoastră între colectivul VSV și în ultimul rând invitațiilor dumneavoastră. În al doilea rând, o duminică cât mi-a plăcută tuturor și numai bine și multă sănătate. Adriana de la Cristur Hunedoara, tocmai am primit și un mesaj de la tine, așa că dacă l-am primit nu-l mai citesc, dacă ai reușit să intri în direct cu noi. Mulțumim pentru că ești și astăzi alături de noi și îți dedicăm toate piesele selectate pentru emisiunea de astăzi. La mulți ani pentru Simona din Păuliș, transmite Vio și Fane. Iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru toți cei care ați rămas astăzi alături de noi în fața televizoarelor, două minunate piese interpretate de Gabi Zaharia. Sărbătoare și-aș vrea să vă cânt tot ce-am adunat în suflet și în gând. Știu că ați așteptat de repos ca să ieșim cu muzică bună să ne veselim. Joacă brâul, omule, viață, viață și lasă gândurile, au viață, au. Joacă cu tot neamul tău, viață, viață, nu ce mai gândi la rău, au viață. Iar-i sărbătoare și tu-ți vis chiciți și vis mândri ca și reși înfloriți. Ia intrați în brâu că-i slobot pentru toți, de la moș bătrâni și până la nepoți. Joacă brâul, omule, viață, viață și lasă gândurile, au viață, au. Joacă cu tot neamul tău, viață, viață, nu ce mai gândi la rău, au viață, au. Ce ori venit și nu vezi pe drumuri un posomorât.
Cât de mare-i satul, nu este vreo casă care să nu aibă bunătăți pe masă. Joacă breule, omule, viață, viață, și lasă gândurile, au viață, au. Joacă cu tot neamul tău, viață, viață, nu ce mai gândi la rău, au viață, au. Sărbătoare, hai dați să jucăm, și cât să ne satul, breul să-l purtăm. Că nu-i bănățan să nu joace cu jeală, breul jocul nostru și ne face fală. Joacă breul, omule, viață, viață, și lasă gândurile, au viață, au. Joacă cu tot neamul tău, viață, viață, nu ce mai gângi la rău, au viață, au. Bănăța nu-i pătimaș, la 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 la, mândru dar mic și poznaș, la 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 la. Și dacă vii în gostie, la 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 la, îi dă cinste și omenie, la 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 la. Vină la noi în Banat, la 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 la, să fii gost adevărat, la 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 la. Ce ai darul să petrești, la 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 la, jur de aici și-a nu mai pleci, la 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 la. Bași la el în casă, la 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 la, rochie-i pusă pe masă, la 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 la. Măi la iu să rumenești, la 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 la, supa-i gata, clopocești, la 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 la. Vină la noi în Banat, la 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 la, să fii gost adevărat, la 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 la. Ce ai darul să petrești, la 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 la, jur de aici și-a nu mai pleci, la 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 la. Măsaiu albă stoace, la 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 la, și sarmili în păturace, la 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 la. Și-un cărșeac de vin de-l pune, la 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 la, adus rășed în podrumă, la 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 la. Vină la noi în Banat, la 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 la, să fii gost adevărat, la 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 la. Ce ai darul să petrești, la 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 la, jur de aici și-a nu mai pleci, la 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 la. Așa lui la bănățări, la 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 la, moș de fală să avem, la 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 la. Că ne place să petrecem, la 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 la, nima lume nu ne trece, la 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 la. Vină la noi în Banat, la 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 la, să fii gost adevărat, la 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 la. Ce ai darul să petreci, la 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 la, jur de aici și-a nu mai pleci, la 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 la. Mulțumim din suflet, Gabi, pentru aceste minunate piese din repertoriul tău. Mulțumim și fiului tău. Pentru cei care nu știu, armonicașul de lângă tine este fiul tău. Îl salut, îi mulțumesc că te-a însoțit astăzi la emisiune. Poate ne spui două, trei vorbe și despre el. Ne-ai spus și data trecută, dar poți să ne mai spui câte ceva. Deci sunt foarte mândră pentru că de un an de zile a ales totuși să facă muzică. Calități a avut, pentru că s-a născut cu ele și m-am bucurat. Există, să știți, copii care, de muzicanți sau de soliști, care nu au calități și chiar că pentru un părinte este foarte grav lucrul acesta, dar el a avut și chiar de un an de zile mi-a făcut surpriza plăcută de a se apuca de instrument, de armonică sârbească. Este la Școala Populară de Artă la Timișoara, la Boban Constantinovici, și sperăm să facem treaba, așa cum zicem noi.
Dar tu, ca un dascăl bun ce ești, nu l-ai împins de la spate până când nu a simțit el chemarea spre muzică? Da, de împins l-am împins totuși când era mai mic, pentru că am vrut să facă pian. Eu am predat pianul 15 ani de zile și am spus, zic, hai să se aleagă cu ceva, măcar cu un instrument. Pianul, care este un instrument foarte, foarte bun. Adică vorbim bun din punctul de vedere al unui profesor. Ca un acordeon, dacă mai mulce clape și stă jos, nu îl țipă, nu? Așa este. Și nu a vrut să facă. Și atunci am spus, zic, poftim, dacă nu vrei să faci, poate îți vei da drumul mai târziu și te vei răzgândi pe parcurs. Și uite că în urmă cu un an de zile mi-a făcut surpriza și s-a apucat de muzică. Îl felicităm cu toții și sunt convins că nu o să dezamăgească, din contră, o să facă carieră în acest domeniu. Nelu Barna, înainte de a ne interpreta primele două piese, poate că ai de făcut ceva dedicație. Am văzut că ai venit cu o listă destul de lungă, de aceea îți dau ocazia să începi. Exact. Am venit că dacă mă pun să citesc pe toată lumea de aici, se gata emisiunea. Da, vreau să dedic această emisiune, în primul rând, familiei mele, băiatului meu Claudiu Barna și special de la Dan Cojocaru, pentru toți colaboratorii și zburătorii de la aerodromul de la Șiria, de la Liviu Coreniuc, pentru mama lui și pentru surorile lui, pentru sora Olga din Germania, pentru fiica lui, pentru Alexandra. Vineri am fost la un chef la el acolo, a fost extraordinar la ziua lui. Îi felicit pe cei de la aerodromul de la Șiria că au avut curajul să-i dea pe mână la Nelu un aparat de zbor, că dacă pe Nelu l-a ținut, înseamnă că-s bune aparatele. Eu ți-am spus înainte de emisiune cum să urcă la cu noi, cu mine și cu... Da. Așa, am fost împreună cu Tinu, vereșezam cu băieții lui din trupă, pe care îi salut, cu Cosmin Marta, cu Florica Tomoiagă. Așa, îl salut pe Cornel Tau și din partea lui pentru fetița lui, pentru nevasta lui. Dedic această emisiune pentru Petre Danci de la Pecica și din partea lui pentru soția lui, pentru fetița și băiatul lui, pentru Teri și pentru familia lui, de la domnul Traian Igaș, pentru familia lui și pentru toți prietenii lui de la Pecica, pentru toți mirii de anul acesta, pentru domnul Măinescu cu familia și o să mai facem dedicație pe parcursul emisiunii. Da, te rugăm să te pregătești pentru piesele pe care ni le-ai pregătit. Între timp o să mai citesc câteva mesaje și o să preluăm și un apel telefonic. Sănătate la nepoțelul nostru Gabriel din partea bunicii Mariana, unchiul Mitică și tușa Ileana din Cladova, Arad, poștașul și soția semnează. Bună ziua, doresc să spun la mulți ani sănătate, împliniri tuturor dorințelor pentru Lucia Vidican. Mâine împlinește o frumoasă vârstă din partea lui Lucian Băltean, duminică plăcută. La mulți ani pentru Laze Doru, din partea soției și a fiului. De asemenea, astăzi este ziua de naștere a unui bun prieten săvârșinean de Baștină, plecat de ceva vreme pe alte meleaguri, pe la Brașov, pe la Sovata, acolo unde românismul trebuie ținut foarte asidu. Este vorba de Florin Hădan. El face astăzi frumoasa vârstă de 40 de ani. Acum zice că bărbații ajung pe deplin la maturitate la 40 de ani. La mulți ani, Florine, multă, multă sănătate alături de soția ta, de frumoasa ta fică și a talentat între ale folclorului și iubitoare de folclor, la fel cum ești și tu. Florin, cum spuneam, un iubitor mare, mare, mare de folclor. Încă o dată la mulți ani din partea familiei tale, din partea mamei tale de la Săvârșin, a surorii, a cumnatului și a tuturor prietenilor din Săvârșin. Din partea noastră, două melodii frumoase interpretate de Nelu Barna. Mai întâi însă o să preluăm un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Silvia de la Sântana. Te ascultăm, Silvia. Pe data de 3 și-o fumam eu frumoasă vârstă, îi spun la mulți ani, multă sănătate. Iar ieri vecina mea, Amalia, a bătezea micuța Antonia Ioana, îi spun să crească mare,
să fie cu minte. Mulțumesc mult, la revedere! Cu tot drag, o duminică plăcută în continuare, din partea noastră tuturor celor care ne urmăresc la această oră, două frumoase piese cu Nelu Barna. Și am depus jurământul iubirii, să fim alături la bine și la rău. E legământul meu, dar și al tău. Astăzi e ziua sfânta fericirii, și am depus jurământul iubirii, să fim alături la bine și la rău. E legământul meu, dar și al tău. Mireasa mea, destinul azi ne leagă, și împreună vom fi viața întreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi. Mireasa mea, în fiecare zi. Mireasa mea, destinul azi ne leagă, și împreună vom fi viața întreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi. Mireasa mea, în fiecare zi. Mi-am găsit norocul, liniștea toată și pe lume locul. Mireasa mea, tu ești zâna cea bună, și în al meu suflet tu rămâi stăpână. Cu tine simt că mi-am găsit norocul, liniștea toată și pe lume locul. Mireasa mea, tu ești zâna cea bună, și în al meu suflet tu rămâi stăpână. Mireasa mea, destinul azi ne leagă, și împreună vom fi viața întreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi. Mireasa mea, în fiecare zi. Mireasa mea, destinul azi ne leagă, și împreună vom fi viața întreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi. Mireasa mea, în fiecare zi. Pot să-mi doresc decât cu tine viața să-mi trăiesc, să fii a mea, iar eu să fiu al tău, să fim uniți de dragoste mereu. Nimic mai mult nu pot să-mi doresc decât cu tine viața să-mi trăiesc, să fii a mea, iar eu să fiu al tău, să fim uniți de dragoste mereu.
mireasa mea destinul azi ne leagă și împreună vom fi viața întreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi, mireasa mea în fiecare zi. Mireasa mea destinul azi ne leagă și împreună vom fi viața întreagă. Un vis frumos de astăzi vom trăi, mireasa mea în fiecare zi. Mireasa mea în fiecare zi. La sprânceană când mă prind cu eu în joc, măi, zărândanicu, fac loc. Când mă prind cu eu în joc, măi, zărândanicu, fac loc. Joacă bine, leagă-năche, dar leagă-năche pângă mine cu zadia înflorată, cum nu are altă fată. Cu zadia înflorată, cum nu are altă fată. Sfădește muierea, că mă uit, da, că mă uit după alta. Când eu-i trage și-o-i pățâ, măi, tă nu mă pot lecui, măi, la-da-da-da-da-da-da. Când eu-i trage și-o-i pățâ, măi, tă nu mă pot lecui, măi, la-da-da-da-da-da-da-da. Și pe alta, tu la mine te-ai jurat, măi, că nu ai drăguț în sat, măi, la 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 la. Dar m-au spus prietenii mei, măi, că tu mai ai vreo doi, trei, măi, la 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 la. Tu la mine te-ai jurat, măi, că nu ai drăguț în sat, măi, la 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 la. Dar m-au spus prietenii mei, măi, că tu mai ai vreo doi, trei, măi, la 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 la. Băncile, așa cum le știm noi, acele locuri în care, pentru a-ți depune banii, pentru a avea acces la banii tăi sau pentru a-i retrage, plătești comision. Noi, Banca Comercială Feroviara, schimbăm abordarea. Fără comision de deschiderea contului, fără comision de administrare lunară, fără taxă de internet banking și fără sume minime. Convinge-te de asta și de încă alte 3 pagini de avantaje la deschiderea unui cont Primus. Vino în cea mai apropiată sucursală a Băncii Comerciale Feroviara și convinge-te. În 15 minute scap de comisioane. Pe viață! Când e vorba de siguranța ta, ai nevoie de garanții solide și de parteneri puternici. Arcon Security e soluția perfectă pentru protecție și pază. Arcon Security, cu o flotă auto impresionantă la sol și un elicopter de ultimă generație în aer, face orice intervenție rapidă și eficientă. Află mai multe pe arconsecurity.ro. Vedem tot ce mișcă, știm tot ce se întâmplă. Avem grijă în fiecare secundă de tine și de bunurile tale. Pentru tine, Arcon Security. Am trecut cel mai rapid net de la UPC prin cel mai bun modem Wi-Fi pe care l-ai văzut. ConnectBox de la UPC, cea mai bună experiență Wi-Fi din România. Viteze de 500 de mega, oriunde în casa ta. Vino acum în magazinele noastre sau online.
Pierderea unei persoane dragi ne pune la încercare pe fiecare dintre noi. Casa funerară RSC, situată pe strada Cocorilor, la numărul 27, între cimitirele Eternitatea și Pomenirea, oferă gratuit capele pentru priveghi, sală pentru pomeni, sicrie produse de firma noastră, sicrie de rux și toate serviciile necesare unei înmormântări la prețuri decente. Casa funerară RSC oferă respect până în ultima clipă. Eda Beauty Experience. Definim frumusețea în cel mai mare salon de remodelare și îngrijire corporală din Arad. Descoperă cele mai bune oferte direct în centrul nostru și posibilitatea de a-ți alege și personaliza pachetul ideal. Eda Beauty Experience, pe calea Romanilor, la numerele 17-19 Parter. Imaginație, inspirație, dar mai ales muncă înseamnă Mozaic Duminical. Informații culturale, locale și regionale. Descoperiri revoluționare din știință și tehnică. Prioritate pentru sănătate în actualitatea medicală. În Mozaic Duminical. De la general la particular. Mozaic Duminical. Emisiune în limba maghiară. Cu Simona Ișlicariu, duminica la Vest TV. Am revenit în direct, dragii noștri telespectatori, o să mai dau citire câtorva mesaje. La mulți ani și bucurii pentru familia Unc, Nelu, Mărioara din Tisa Nouă. Dorim să le dedicăm toată emisiunea cu mesajul Nu vă uităm, foști vecini Ioana și Nicu. Pentru Bota Ionuț, un călduros la mulți ani și multe sănătate din partea familiei Mărginean din Macea. Felicitări pentru emisiune, îi pup și îi salut pe Crăișorii Moților și fetița noastră Gianina. Și în special mulțumim familiei Budea, cu drag familia Agapie. La mulți ani îi dorim azi de ziua ta, cu drag bunul pentru bunii Violeta Brănișcan din Săvârșin și din partea nepotului Alexandru, a copiilor Adela și Bogdan și a soțului Ioan. Să ne trăiești cu multă sănătate și fericire. Te pupăm, mami. O salut și eu pe Violeta și spun la mulți ani. N-am știut că este ziua ei de naștere astăzi. Să-i dea Dumnezeu sănătate alături de cei dragi. Multă, multă bucurie și iată și nepoțelul îi spune la mulți ani. Ce bucurie mai mare pe lume poate să fie decât nepoții să-ți ureze la mulți ani și sănătate. Bună ziua la mulți ani, cu multă fericire și noroc pentru Andreea Gomoiu, la împlinirea celor 4 anișori, pe data de 19 ianuarie, din partea lui Bunii, Marta și Mami. Te iubim mult! Pentru Bota Ionuț din Macea, un călduros la mulți ani, din partea bunicii Bota Maria. Gânduri frumoase, urări de bine, sănătate și la mulți ani pentru Violeta Brănișcan din Săvârșin, cu drag Cosmin și Rodica. Aș dori o dedicație cu domnul Nelu Barna pentru prietenii de la Seleuș. Ia uzi, domnul Nelu.
La mulți ani pentru frumosul nostru nepot Denis Ionuț Henț din Șimand. Dorim să îi facem o dedicație din frumoasa emisiune cu multă dragoste bunicii Ioana și Nicu din Olari. Felicitări crăișorilor și tuturor invitaților. Mari semnează. Pentru că ultima dedicație a fost pentru crăișorii moților, haideți să-i urmărim cu un alt frumos dans popular. Mulțumim tare mult, dragilor, sunteți frumoși, talentați, avem de făcut încă multe dedicații, de aceea o să ne grăbim un pic în a le citi și transmite tuturor celor dragi cuvintele frumoase scrise și adresate de telespectatorii noștri. La mulți ani pentru Nelu Bumba de la Sebi și Daniel. La mulți ani pentru nora mea Amalia, care în 19 ianuarie împlinește o frumoasă vârstă din partea soacrei, soțului și a fiului Mădălin. Îți dai seama ce soacră bună. Uite, eu o să am o melodie cu soacră, soacră. Care o să pice ca o mânușă. Da, exact, ca o mânușă o să pice pentru doamna. O facem dedicație specială. Da, de asemenea, din partea colegei noastre, Claudia Deac, ea o să fie duminica viitoare în emisiune, dar mâine este ziua de naștere a mamei sale. Așa că din partea Claudiei, pentru mama sa, multe, multe sănătate, bucurie, împliniri la mulți ani și tot ce e mai bun pe lume, să aibă parte de zile frumoase în continuare, să știe sigur că fiica ei, Claudia, o iubește foarte mult și îi urează tot binele din lume. O rog pe Gabi acum să se pregătească pentru următoarele două piese. Între timp o să mai preiau un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua, vă ascultăm!
Bună ziua, domnul Nelu! Bună ziua! În primul rând, multă sănătate și bucurie la toată familia dumneavoastră! Și dumneavoastră la fel! Vreau să fac o dedicație și eu pentru copiii mei! Vă ascultăm! Ioan din Italia, Patricia din Franța și de la Bicat, Dumitru Ion și mama Irinca! Multă sănătate, bucurie și tot ce vă doriți și tot cântăreță de lângă dumneavoastră. Cu cine am avut plăcerea să stăm de vorbă? Cu Iuga Soare din Oradea. Doamna din Oradea, vă mulțumim tare mult pentru telefon, să vă dea Dumnezeu sănătate, salutări tuturor celor pe care ați pomenit aici, să aibă parte de zile frumoase și dumneavoastră să ne urmăriți în continuare, pentru că tot ceea ce am pregătit aici vă oferim din suflet tuturor celor care ne urmăriți. La fel ca următoarele două piese pe care le dedicăm din suflet tuturor telespectatorilor noștri, interpretate de Gabi Zaharia. Am plecat singur în lume, n-am avut greul cui spune, n-am avut greul cui spune viața. Dar am greșit, m-am răgicat, viața de la cap am luat, viața de la cap am luat, lume. Și tată, și-am plecat în lumea largă, și-am plecat în lumea largă viață. S-or dus anișorii mei pântră oamenii buni și răi, pântră oamenii buni și răi, lume. Taica meu, ca așa zicea taica meu, viață. Că el moșenire-mi lasă, ăia șapte ani de acasă, ăia șapte ani de acasă, lume. Parce, dă noroc și sănătate, dă noroc și sănătate, viață. Am ajuns om însemnat, n-am uitat d'unde am plecat, n-am uitat d'unde am plecat, lume. Dar și la mândruță și la măritace, nici ar lua cu toace, lasă că nu-mi pasă, cu cine e sfăloasă, ce țin lângă mine și nu ce ia nimeni.
uită băgița-n joc, la ele la la, inima mine ia foc, la 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 la, că el mai frumos fișor, la ele la la, după el fecelii mor, la ele la la, că-mi ești drag băgiță, dar și la mândruță, și la măritace, nici ar lua cu toace, lasă că nu-mi pasă, cu cine ești făloasă, ce țin lângă mine și nu ce ia nimeni. Și nu mai ies bine, la 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 la, nu mai misă la gumeu, la 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 la, m-am piecit în dragul tău, la 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 la, că-mi ești drag băgiță, dar și la mândruță, și la măritace, nici ar lua cu toace, lasă că nu-mi pasă, cu cine ești făloasă, ce țin lângă mine și nu ce ia nimeni. Așa, la 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 la, nimeni seama nu ne-ar lua, la 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 la, că-mi ești drag băgiță, dar și la mândruță, și la măritace, nici ar lua cu toace, lasă că nu-mi pasă, cu cine-i spăloasă, ce țări lângă mine și nu ce ia nimeni. Mulțumim, Gabi, foarte, foarte mult pentru aceste minunate piese. Avem un telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua, domnul Ion! Vă ascultăm cu drag! Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate, bucurie, fericire și tot ce e mai bun! Doamna Cathy Herlo, vă mulțumesc exact tare mult pentru telefon și pentru telefonul ăla de atunci, de la Sfântul Ion! Îți mulțumesc, să-ți dea Dumnezeu multă sănătate și bucurie alături de familia dumneatale! Multă sănătate invitațiilor care aveți acolo în platou și succese pentru anul 2016! Multe, multe, multe dansatorilor, multă sănătate, bucurie le doresc și vreau să fac câteva dedicații, pentru că în data de 15 ianuarie a fost ziua vecinului meu, Țica Puiu, din comuna Sintea Mare. La mulți ani, multă sănătate cu bucurie, iar astăzi este ziua prezentatoarei de la TVR Timișoara, Felicia Stoian și solista de muzică populară. Îi urez multă sănătate, bucurie, fericire, tot ce mai bun. Să-i dea Dumnezeu succese pe deplin alături de familia Herlo. Și pentru data de 18, Brăniștean Gheorghe, împlinește o frumoasă vârstă, multă sănătate, la mulți ani, și aș vrea pentru colegii noștri de cântec, Imi Gașpar cu soția lui Maria, pentru Drăgoi Elena din Chișinău, Cristana Dorina, Tudor Elena, doamna Cosma din Sântana, doamna Angela, domnul Gruia, multă sănătate, bucurie, fericire și la, la fratele meu, Herlo Teodor cu soția Liuba și nepotul Doru cu Simona și cu Alexandra, multă sănătate, bucurie și tot ce mai bun în lume. Doamne ajută! O zi bună! Sănătate multă, doamna Cathy Herlo. Cum spuneam, am avut câțiva dintre telespectatorii noștri care m-au sunat și în ziua de Sfântul Ion, le mulțumesc tare mult. Doamna Cathy Herlo a fost una dintre ei, doamna Lenuța Tudor de asemenea, doamna Elena Drăgoi și au mai fost și alții, nu vreau să scap pe cineva. Le mulțumesc tuturor care ne-au transmis pe orice căi au putut urările dumnealor, care sunt convins că au venit din suflet. În 9 ianuarie, Tama și Ioan din Săvârșin a împlinit frumoasa vârstă de 60 de ani. Sora Lenuța, nepotul Bogdan din Sâmbăteni, îi urează la mulți ani multă sănătate, fericire alături de cei dragi. Și îi dedicăm toată emisiunea de azi la mulți ani, frățioare drag. Tama și Ioan din Săvârșin, cum îl știe lumea la Săvârșin, Tamango, cred că despre el e vorba, la noi o șufală, e un nume frumos. El a fost un mare păcimaș pe vremuri, acum s-a făcut om cu mince de casă, are niște vorbe de duh, nu-mi permit să le spun până nu-l întreb dacă e de acord să le dau publicității, dar au rămas așa în istoria săvârșinenilor, toți le cunosc, știu despre ce e vorba și ar fi frumos să le cunoască și telespectatorii noștri, dar o să-l întreb odată dacă mă lasă să le spun și atunci o să le spun la televizor. O rugăm acum pe Patricia Vela, înainte de a ne interpreta primul cântec pregătit pentru emisiunea de astăzi, să ne spună și ea câteva cuvinte. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Vreau să mulțumesc părinților mei și doamnei profesoare Gabi Zaharia și să urez un călduros la mulți ani cumnatului meu și verișoarei mele.
Te rugăm așadar să te pregătești pentru intervenția muzicală de care spuneam. Între timp o să mai citesc două mesaje. La mulți ani pentru fiica mea, Ramona, care în 14 ianuarie a împlinit o frumoasă vârstă, din partea mamei, a fraților și a fiului Darius. La mulți ani și toate bucuriile pentru familia Dărău din Tisa Nouă, dorim să le dedicăm toată emisiunea de azi cu gând bun prietenii Ioana și Nicu din Olari. Pentru toți telespectatorii, pentru sărbătoriți și nu numai, o piesă minunată interpretată de Patricia Vela. Așa cum le știm noi, acele locuri în care, pentru a-ți depune banii, pentru a avea acces la banii tăi sau pentru a-i retrage, plătești comision. Noi, Banca Comercială Feroviara, schimbăm abordarea. Fără comision de deschidere a contului, fără comision de administrare lunară, fără taxă de internet banking și fără sume minime. Convinge-te de asta și de încă alte 3 pagini de avantaje la deschiderea unui cont Primus. Vino în cea mai apropiată sucursală a Băncii Comerciale Feroviara și convinge-te. În 15 minute scap de comisioane. Pe viață!
Am trecut cel mai rapid net de la UPC prin cel mai bun modem Wi-Fi pe care l-ai văzut. ConnectBox de la UPC. Cea mai bună experiență Wi-Fi din România. Viteze de 500 de mega, oriunde în casa ta. Vino acum în magazinele noastre sau online. Când e vorba de siguranța ta, ai nevoie de garanții solide și de parteneri puternici. Arcon Security e soluția perfectă pentru protecție și pază. Arcon Security, cu o flotă auto impresionantă la sol și un elicopter de ultimă generație în aer, face orice intervenție rapidă și eficientă. Află mai multe pe arconsecurity.ro. Vedem tot ce mișcă, știm tot ce se întâmplă. Avem grijă în fiecare secundă de tine și de bunurile tale. Pentru tine, Arcon Security. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Imaginație, inspirație, dar mai ales muncă înseamnă Mozaic Duminical. Informații culturale, locale și regionale. Descoperiri revoluționare din știință și tehnică. Prioritate pentru sănătate în actualitatea medicală. În Mozaic Duminical. De la general la particular. Mozaic Duminical. Emisiune în limba maghiară. Cu Simona Ișlicariu. Duminica la Vest TV. La zi, de luni până joi, de la ora 20, la Vest TV Regional. O emisiune care dezbate temele fundamentale pentru societatea românească. O emisiune calmă, serioasă, echilibrată. O emisiune fără scandaluri, fără minciuni, fără partizanate. O altfel de emisiune la o altfel de televiziune. Am revenit în direct, dragii noștri telespectatori, alături de invitații noștri. O să mai dau citire câtorva mesaje și îl rog pe Nelu Barna să se pregătească pentru următoarea intervenție, dar o să-ți dau posibilitatea să mai citești din lista aia lungă. Bună ziua, aș vrea să dedic întreaga emisiune fiului meu Bota Ionuț, dansator la ansamblul Edera din Macea. Mama, tata, sora Ana Maria, îl iubim mult și îi dorim tot binele din lume. Vă mulțumim și vă urmărim cu drag. Ne bucurăm tare mult, vă mulțumim și noi. Dedic această emisiune din toată inima unchiului meu, Tamaș Ion. Ciufala Tamango, iată, din Săvârșin, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 60 de ani. Multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Din partea nepotului Marius Bogdan, din Sâmbăteni.
La mulți ani pentru fiica mea Ramona, care în 14 ianuarie a împlinit o frumoasă vârstă din partea mamei, a fraților și a fiului Darius. La mulți ani pentru Nelu din partea mamei și surorii Florii și cumnatului Dani și să știe că îl iubim mult. Avem, cred că, un telespectator la telefon, dar o să îl rog pe Nelu înainte să ne citească el câteva dedicații. Te ascultăm, Nelu. Tuturor admiratorilor lui, domnului Cornel Lucaș, pentru toți crescătorii de câini, ciobănești ca ocazieni, ciobănești de Asia Centrală. Sunt crescători de câini mai mari ca tine? Sunt, nu cred. Sunt. Da? Da. Rottweiler și presa Canariu, știe cine sunt. Acum mă pun acum să-i pun pătăți, că după aia poate uit pe vărunul și iar am probleme pe stradă. Pe Michi din Curtici, cea mai mare dresor de aici din Arad. Pe Marina și din partea Marinei pentru Violeta și pentru Ianis, care și-au observat ziua din naștere ieri. De la Marius din Livada pentru Marin din Livada să trăiască. Și din partea unei prietene, Simona, pentru toată familia ei din Bujac. Așa să fie, o să preluăm acum și apelul telefonic. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Și telespectatorilor noștri. Așa! Servus, Gabi! Mama, te pup și pe tine și pe Sergio. Da, să rămână tanti Florica. Tanti Florica este mama mea de la Arad. Mami și cu tati, așa le spunem noi, pentru că sunt niște oameni extraordinari și să știi că face cele mai bune gogoși din lume. Cu siguranță. Doar să, că acum săraca nu se simte prea bine și astăzi nu ne-a făcut gogoș, dar tora viitoare cu siguranță ne va face. Vă pup, vă doresc multă sănătate pentru familia Cismaș. Mulțumesc și vouă. Tanti Florica, Florica, Florica ai spus. Tanti, da. Florica, data viitoare să știți că și eu vin la gogoș, că sunt mare amator de gogoș. Bine, bine. Îl pup și pe Sergiu. Cu tot dragul, vă pupăm. Da, ciao, ciao. Domnul Nelu, te rugăm să te pregătești pentru intervenția de care vorbeam. Poți să te ridici direct din cadru, că avem ceva problemă cu o cameră, așa că niciun fel de problemă. Să-l ascultăm, dragii noștri, pe Nelu Barna, o dedicație specială pe care o facem pentru Nina Neamț. Ea împlinește o frumoasă vârstă în data de 22 ianuarie. Să trăiască la mulți ani, să fie sănătoasă, să se bucure de cei dragi din jurul ei. Dedicația vine și din partea familiei, în primul rând, de fapt, din partea soțului, a fiilor Marius și Adinică și din partea tuturor prietenilor de la Săvârșin. Din partea noastră, un sincer la mulți ani și două frumoase melodii interpretate de Nelu Barna. La stele mi-aș dori să fii și tu steaua vieții mele. Stau singur în noapte și privesc la stele, mi-aș dori să fii și tu steaua vieții mele. Din milioanele de stele te-am ales să fii a mea, să fii astrul vieții mele, să-mi dăruiești dragostea. Din milioanele de stele te-am ales să fii a mea, să fii astrul vieții mele, să-mi dăruiești dragostea. Muzica.
Vreau să știi și tu că pe ea ta-n viață nu mai iubesc, nu. Vreau să știe lumea, vreau să știi și tu că pe ea ta-n viață nu mai iubesc, nu. Din milioanele de stele te-am ales să fii a mea, să fii astrul vieții mele, să-mi dăruiești dragostea. Din milioanele de stele te-am ales să fii a mea, să fii astrul vieții mele, să-mi dăruiești dragostea. Din milioanele de stele te-am ales să fii a mea, să fii astrul vieții mele, să-mi dăruiești dragostea. Din milioanele de stele te-am ales să fii a mea, să fii astrul vieții mele, să-mi dăruiești dragostea. Din câte fete pe lume, te-am ales numai pe tine, tu te joci cu viața mea. La început ai fost fioasă, iar acum te vezi frumoasă, și tot timpul ai vrea altceva. Și tot timpul ai vrea altceva. Pe lume, te-am ales numai pe tine, tu te joci cu viața mea. La început ai fost fioasă, iar acum te vezi frumoasă, și tot timpul ai vrea altceva. Din câte fete pe lume, te-am ales numai pe tine, tu te joci cu viața mea. La început ai fost fioasă, iar acum te vezi frumoasă, și tot timpul ai vrea altceva. Fată înșelătoare, cu tine eu nu mai am răbdare. Aș fi băgat mâna-n foc și-am strigat în orice loc, tu ești pentru mine un noroc. Dar nu mai știu ce să cred, astea mâine te pierd, te rog nu mă face să regret. Te joci cu viața mea, nu mă vrei, lasă-mă-n pace. Prietenii-mi spun să te las, că mi-aduci numai necaz, dar eu te iubesc și n-am ce face. Azi ești bună, mâine rea, și te joci cu viața mea, nu mă vrei, lasă-mă-n pace. Prietenii-mi spun să te las, că mi-aduci numai necaz, dar eu te iubesc și n-am ce face. Fată înșelătoare, cu tine eu nu mai am răbdare. Aș fi băgat mâna-n foc și-am strigat în orice loc, tu ești pentru mine un noroc. Dar nu mai știu ce să cred, astea mâine te pierd, te rog nu mă face să regret. Cu glas duios,
Dacă pleci să minți frumos, să-mi spui că vrei altă viață. Tu îmi spui că mă iubești, doar pentru mine trăiești. Doamne, cât ești tu de hoață. Te-aș ruga cu glas duios, dacă pleci să minți frumos, să-mi spui că vrei altă viață. Tu îmi spui că mă iubești, doar pentru mine trăiești. Doamne, cât ești tu de hoață. Fată înșelătoare, cu tine eu nu mai am răbdare. Aș fi băgat mâna-n foc și-am strigat în orice loc, tu ești pentru mine un noroc. Dar nu mai știu ce să cred, astea mâine te pierd, te rog nu mă face să regret. Mulțumesc, Nelu Barna. Foarte frumoase piesele tale, ai băgat femeile în suspine cu piesele astea frumoase. Și pe mâine m-am băgat, așa mult timp. Avem un telespectator la telefon, alo, bună ziua! Alo, bună ziua, Ioane! Ziua bună, vă ascultăm! Știi tu cine e la telefon, de mult nu ne-am mai auzit. Nane Mărioară, oare? Așa, țucuz gura ta. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nu știam ce s-a întâmplat cu dumneata, m-am gândit că ai plecat în străinătățuri, că acum ai la modă. Nu-mi norocul ăla, Ioane, că mi-s babă, mi-s de 70 de ani, cine mi-ai trebuie și oameni și de aștii bătrâni? Să fii sănătoasă, niciodată nu ești bătrână. Da, nu. Bătrână-i calea ferată, dar nici aia că s-o mai schimbat acum, nu-ți mai... Mi-e dor să mă mai duc acasă, dar nu pot, nu pot, că e timpul ăsta reașe și nu am cum. Vă ascultăm cu dedicațiile. Pentru copiii mei, pentru nepoatele mele, pentru noră mea, pentru toți care, iasă care mă cunosc, iasă care nu mă cunosc, dar și ție la familia ta anul nou fericit și la tată tu și la Petrișeni și la lui Ionică și la Polec și la tăzii pe ulița mea. Că tu ești, că tu ești de acolo și tu da. Ești. Și îți mulțumesc frumos că m-ai ascultat. Cu tot dragul, mă bucur tare mult că te-am auzit și că ești bine, să-ți dea Dumnezeu sănătate și o duminică plăcută în continuare. Aș vrea să o rog acum pe domnișoara Lorena, pentru că ea urmează să ne interpreteze primul său, de fapt cred că și singurul, din păcate, pentru astăzi primul tău cântec. Te ascultăm, Lorena, și succes! Îi mulțumesc doamnei Gabi Zaharia și părinților mei pentru că mă susțin în continuare și le urez la mulți ani. Ai văzut că nu a fost așa de greu. Foarte mare. Părinții Lorenei sunt aici, alături de noi, în culise, aș putea să spun. Îi salut, le mulțumesc tare mult că fac ceea ce fac pentru micuța și frumoasa Lorena. Succes pe drumul cântecului popular și dacă o ai alături pe doamna Gabi Zaharia, sunt convins că vei face carieră din cântecul popular. Te invităm așadar să te pregătești pentru piesa pe care urmează să ne-o interpretezi. Între timp o să mai dau citire câtorva mesaje. Bună ziua, am dorit să dedicăm întreaga emisiune de astăzi familiei Cosma din Sântana. Le dorim multă sănătate și bucurii, familia Lungu din Ineu. La mulți ani dumneavoastră și invitaților dumneavoastră, doresc să îi fac în dar frumoasa emisiune pentru draga mea nevastă Ioana, cu drag soțul Nicu Pleș. Bună ziua, vreau să dedic toate melodiile de astăzi fratelui meu Zubașcu Marinel, dansator la Armonia Mureșană din Sâmbăteni, care pe data de 13 ianuarie a împlinit frumoasa vârstă de 21 de ani. Dorim multă sănătate, bucurii și tot binele din lume, acolo unde se află, în Franța, din partea fraților Rafael, Dacian, Denisa și Romina. Cu ocazia zilelor de naștere, pentru soțul Ioan Tamaș, nepoata Emma, ginerele Petre Hanta, din la mulți ani, din partea soției Dorina. Ce înseamnă să ai familie numeroasă și să te iubească cu toții, iată câte mesaje pentru Tamaș Ion. Îl salut și eu, îi spun la mulți ani să-i dea Dumnezeu sănătate atât lui cât și întregii sale familii. La mulți ani pentru scumpa noastră mămică Irina din Donceni, te iubim mult, fiica Ionela, ginerele Mihai și soțul Ioan, te iubim mămica noastră.
Dedicăm toată emisiunea și toate dansurile pentru toți consătenii din Tisa Nouă, din partea familiei Budea, coordonatorii echipei de dansatori Crăișorii Moților. Pentru Mircea și Ramona din Vărădia de Mureș, care sâmbătă 23 ianuarie își unesc destinele în fața lui Dumnezeu și își creștinează și pruncuțul pe Mădălin. Dedicăm întreaga emisiune și solicităm o melodie cu soacra. Nimic mai potrivit, pentru că la următoarea intervenție a doamnei Gabi Zaharia o să fie o piesă și cu soacra, pe care o dedic și o soacre mele, nu se poate? Dar nu-i dă șufală ceva, că nu, se mâine pe mine după aia. Cu tot dragul, este o melodie foarte frumoasă, o să vezi tu despre ce este vorba. Te las în suspans. Da, deocamdată o ascultăm pe Lorena Țiplea. Felicitări, Lorena, foarte frumos ai cântat, chiar dacă ai o salbă de galbin la grumaz, cea mai frumoasă bijuterie prezentă în acest platou ești tu. Trebuie și să... tu cum îi, gugulanii să-i mai bogătani, când scot din lada de zestre. Da, ai avut emoții, cred că ai și acum, dar le-ai trecut cu bine, ești frumoasă, ești talentată, succes în continuare. Mulțumesc! Avem un telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunteți în direct! Din Mața. Da. Frate Petru. Orica, sarcărul de la Mața. Da. Am născut copilul sărac. M-am născut copil sărac. Numai dacă știe cumva Nielu să ne facă așa la rece, că n-avem... Da? Cunosc pe domnul, da. Bun. Mulțumim tare mult pentru telefon. Ia să vedem. Ne ajuți un pic așa? Da, nu-i problemă. Facem și mai... Trebuie să mai fac. Am uitat o strofă pentru da? Domnul Liviu. Dar bineînțeles. Facem două strofe de două melodii diferite. No, hai să vedem. M-am născut copil sărac, măi, ocolind cășili în sat. Cășili le-am ocolit, de mâncare n-am avut, măi. Ocolind cășili în sat,
ocolind că și lin sat, de mâncare n-am avut, de mâncare n-am avut, măi. Mulțumit de inter... No, so... Și mai trebuie să mai fac una, nu-i, bă, dacă s-o opri, că mai trebuie să mai fac o strofă pentru Oliviu. De cât am intrat acum în foc continuu, mai fac o strofă și după aceea am gătat cu tăti. Să vină și armonicașul acel lângă noi. Nu-i, bă, las că să facem să fie bine pentru toată lumea. Așa am promis de la început emisiunii. Haide că mă ridic și eu în picioare. Haide aici lângă mine. Poți să treci prin cadru, că-i voie. Bineînțeles. Nu-i problemă. Așa. Trece mândra și mă-ntreabă de șanfire albe-n barbă. Trece mândra și mă-ntreabă de șanfire albe-n barbă. Ce faci mândro că nu și măi? Ia-o-ți. Și ne moscos, și ne moscos, și ne moscos, firii măi. Am iubit cu gând curat măi, pășine nou meritat măi. Așa-s mândro de la cine, mă, fii atent acum, că ți-ai bătut, că ți-ai bătut, că ți-ai bătut joc de mine. Bravo! Să trăiască lăutașii noștri prezenți astăzi în platou, să vă dea Dumnezeu sănătate. Asta a fost o cântare, de fapt, ei, și va rămâne pentru totdeauna o cântare extraordinară și o cântă monumental prietenul nostru comun a multora, de fapt, Emil Cirț, căruia îi transmitem sănătate, are nevoie de ea, e plecat în Germania în acest moment. Dar de câte ori o aud, mă gândesc la el, i-o plăcea tare mult și o cânta dumnezeiește. Avem un telespectator la telefon, nu mai avem, așa că te rugăm, Gabi, înainte să ne interpretezi următoarele tale două piese, am înțeles că vrei să le dedici cuiva anume. Da, vreau să le fac dedicație pentru toți prietenii mei din Arad și nu numai, pentru că am înțeles că se vede în mai multe zone, da, emisiunea voastră. 30 de județe. Wow, ce puțin! Așa, vreau familiei Cizmaș, familiei Cornea, Oti, Todor și Manu, familiei Șeitan și nașilor lor, părinților noștri, familiei noastre și tuturor celor care se uită la noi astăzi. Și pentru că mâine o altă bună prietenă de-a noastră și aniversează ziua de naștere, este vorba de Lucia Dragoș de la Săvârșin, în primul rând din partea profesorilor formatori de la Liceul Tehnologic din Săvârșin. Multe, multe sănătate, Lucia, tot binele din lume și să ai parte numai de clipe frumoase alături de familia ta, alături de fiul tău, Paul, și de toți cei dragi care te înconjoară. Dedicația vine și din partea mea și din partea tuturor celor care te cunosc și să-ți dea Dumnezeu numai bucurii. O să mai citesc încă o dedicație. Dedic această emisiune pentru nepoata mea dragă Cătălina din Lovrin, Timiș. Te pupă tușii de la Blaj Alba. Bună ziua, felicitări pentru emisiunile frumoase pe care le realizați. Aș dori să fac și eu o dedicație pentru mama mea, Pui Floare, din Arad, care mâine, pe data de 18 ianuarie, mai adaugă un trandafir la buchetul vieții. Băieții Dan și Petru și Nora Magda, prietenul
Cristianu, îi dorim la mulți ani, multă sănătate și bucurii. Dedic toată emisiunea și toate dansurile pentru consătenii din Tisa Nouă. Am mai citit încă o dată acest mesaj. Gabi Zaharia. Și-ai dobândit averi multe, să pui preț pe omenie, nu pe bani și avuție. Poți să fii sărac, poți fi bogat, nu uita vreodată de unde ai plecat. Fii mai bun, mai omule, iubește-ți aproapele, iubește-ți aproapele. Și să ne vârte câteodată. Soarta-i hoață, nu știi când te doboară la pământ. Poți să fii sărat, poți fi bogat, nu uita vreodată de unde ai plecat. Fii mai bun, mai omule, iubește-ți aproapele, iubește-ți aproapele. Să fii drag la oricine. Poți să fii sărat, poți fi bogat, nu uita vreodată de unde ai plecat. Fii mai bun, mai omule, iubește-ți aproapele, iubește-ți aproapele.
ajuta. Și atunci s-o vezi, Doamne, pe soacră mea. Soacră, 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 mai ține legată. Te faci foc și pară dacă ies afară. Soacră, 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 prea ești blestemată. Dar lasă-mă odată, știu că-ți măritată. Că la mama mea am fost o floare, prea mă ții de scurt, fără supărare. Soacră, 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 mai ține legată. Te faci foc și pară dacă ies afară. Soacră, 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 prea ești blestemată. Dar lasă-mă odată, știu că-ți măritată. Că-i o vorbă bună adevărată, toată lumea știe, soacra-i pomacră. Soacră, 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 mai ține legată. Te faci foc și pară dacă ies afară. Soacră, 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 prea ești blestemată. Dar lasă-mă odată, știu că-s măritată. Băncile, așa cum le știm noi, acele locuri în care, pentru a-ți depune banii, pentru a avea acces la banii tăi sau pentru a-i retrage, plătești comision. Noi, Banca Comercială Feroviara, schimbăm abordarea. Fără comision de deschidere a contului, fără comision de administrare lunară, fără taxă de internet banking și fără sume minime. Convinge-te de asta și de încă alte 3 pagini de avantaje la deschiderea unui cont Primus. Vino în cea mai apropiată sucursală a Băncii Comerciale Feroviara și convinge-te. În 15 minute scap de comisioane. Pe viață! Când e vorba de siguranța ta, ai nevoie de garanții solide și de parteneri puternici. Arcon Security e soluția perfectă pentru protecție și pază. Arcon Security, cu o flotă auto impresionantă la sol și un elicopter de ultimă generație în aer, face orice intervenție rapidă și eficientă. Află mai multe pe arconsecurity.ro. Vedem tot ce mișcă, știm tot ce se întâmplă. Avem grijă în fiecare secundă de tine și de bunurile tale. Pentru tine, Arcon Security. Am trecut cel mai rapid net de la UPC prin cel mai bun modem Wi-Fi pe care l-ai văzut. ConnectBox de la UPC. Cea mai bună experiență Wi-Fi din România. Viteze de 500 de mega, oriunde în casa ta. Vino acum în magazinele noastre sau online. Unde alții văd doar furtună, el vede valul perfect. Când unii renunță, el găsește o nouă treaptă de viteză. Când alții sunt copleșiți de obstacole, ea reușește să continue. Când unii aleg convenționalul, ea trăiește la maximum. Când alții ajung la capătul drumului, el începe aventura. Iar unde alții văd un off-roader legendar, noi vedem o nouă generație. Noile SUV-uri Mercedes-Benz.
Rana ribibunda este o broscuță foarte sănătoasă care nu poate supraviețui în locuri poluate. Este o adevărată santinelă a gradului de poluare dintr-o zonă. Sigur, eficient și ecologic. ASA, partenerul tău în managementul deșeurilor. Medical de îngrijiri și recuperare Izvorul Sănătății oferă servicii personalizate de îngrijire 24 de ore din 24, cu locuri de cazare pentru persoane vârstnice pe perioadă nelimitată și sub strictă supraveghere medicală. Cabinetul de recuperare medicală fiziokinetoterapie funcționează în regim ambulatoriu și are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru cei aflați în tratament, se asigură cazare și în regim hotelier în camere de 2-3 paturi la prețuri promoționale. Vă așteptăm la sediul nostru din Arad, cartierul Michelaca, calea Radnei, numărul 282. Imaginație, inspirație, dar mai ales muncă înseamnă Mozaic Duminical. Informații culturale, locale și regionale. Descoperiri revoluționare din știință și tehnică. Prioritate pentru sănătate în actualitatea medicală. În Mozaic Duminical. De la general la particular. Mozaic Duminical. Emisiune în limba maghiară. Cu Simona Ișlicariu, duminica la Vest TV. Localitățile regiunii, numai la Oglinda Regională, de luni până vineri, de la ora 17.50 și 19.50. Bună ziua, aș dori să dedic toată emisiunea părinților mei dragi, Ciprian și Florica, din partea fiicelor Mihaela și Cristina. Le doresc multă sănătate, familia Stanca din Sintea Mare. Vă felicit pentru emisiune. Gabi Zaharia este iubită și admirată de familia Sheitan. O felicităm pentru tot ceea ce a realizat prin muzică. Continuăm programul emisiunii de astăzi și urmărim un alt moment coreografic susținut de ansamblul Crăișorii Moților. Să urmărim. Thank you.
Mulțumim tare mult, felicitări dansatorilor din ansamblu Crăișorii Moților. Ați completat și voi frumos cadrul emisiunii noastre. Vă mulțumim tare mult pentru asta. Avem un telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Mă numesc Ruxandra Crinta, din județul Caraș-Severin, localitatea Var, rândunica, cum o știe Lorena, sunt mătușa ei. Vreau să vă felicit pentru această frumoasă emisiune. Îi doresc Lorenei multă sănătate, succes în tot ceea ce face. Felicitări doamnei Gabi Zaharia, doamna profesoară care se ocupă de Lorena, îi doresc multă sănătate și mult spor în tot ceea ce face dânsa. Vă mulțumim frumos. Până la urmă, nu noi suntem cei care trebuie să fim atât de mult lăudați, ci ei. Pentru că dacă nu ai aluatul, nu ai cu ce să faci mai departe ceea ce trebuie. Așa este. Mulțumim tare mult pentru telefon. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne urmăriți în continuare programele postului nostru de televiziune și vă dedicăm din suflet tot ceea ce am pregătit pentru emisiunea de astăzi și nu numai. Nelu Barna, te rugăm să te pregătești pentru următoarea ta intervenție muzicală. Între timp o să mai dau citire câtorva mesaje. La mulți ani cu sănătate și fericire pentru Iacob Stelian din Cicir. Cu ocazia zilei de naștere, mama, frații, cumnații și nepoții din Sâmbăteni îi doresc mai multe zâmbete decât împotriviri, mai multe reușite decât înfrângeri și mai multe împliniri. Bună ziua, aș dori să dedic emisiunea pentru doamna Pui Floare din Arad, care pe data de 18 ianuarie își servează ziua de naștere. La mulți ani din partea domnului Cristia Petru. Bună ziua și salutări invitaților, sunt Marina Burcă și dedic întreaga emisiune fiicei mele Violeta David și nepotului meu Ianis, care și-au aniversat ziua de naștere pe 12 și 13 ianuarie. Și mulțumesc la Nelu pentru dedicație. Vă salut și eu, doamna Marina Burcă. După cum vedeți, nu mă despart de cana de la dumneavoastră. Vă țucă Nelu Barna și toți invitații din studio. Crăișorii Moților îi salută pe Ionică Ciobanu de la Fântânele. Felicitări pentru emisiune. Vreau să fac o dedicație pentru fratele meu Bogdan Selagea, care în data de 13 ianuarie a împlinit vârsta de 11 ani. Vreau să o salut și să o pup pe doamna Gabi Zaharia și pe Sebastian, din partea lui Roberta Selagea. Mulțumim frumos, mulțumim frumos. Este o fată extraordinară, cu o voce minunată și să dea Dumnezeu să ajungă așa cum își dorește ea, o mare artistă. Din partea noastră tuturor telespectatorilor, două minunate piese interpretate de Nelu Barna, dar mai întâi o să preluăm un apel telefonic. Alo, bună ziua! Să trăiești, Vadioane, și de două ori la mulți ani! Ziua bună! Mulțumim tare mult pentru telefon, vă ascultăm! Felicitări pentru invitație de astăzi, în special pentru Crăișorii Moților de la Tisa Nouă, felicit! Și toți de la Tisa Nouă care sunt din partea Almagiului le doresc numai bine. Deci din Tisa și din Paragini, să știu ei care sunt. Așa. Și acum câteva dedicații muzicale. Pentru Imi Gașvar îi doresc numai bine, sănătate multă. Pentru Cate Herla. Olaru. Să mă scuze că am zis Herla. Dar e Herla. Lenuța Tudor, Elena Drăgoi, Maria Cosma, Maria Popovici, Tudor Coraș, pentru nevastă mi-a doresc sănătate multă, pentru prietenul meu Butunoiu, pentru Jenny din Aradul Nou, Goi din Aradul Nou, centru de vrâznici în Vlaicu, familia Brojbă din Vlaicu, verișoara mea de Aurel Vlaicu, verișoarele mele din Vladimirescu, verișorii mei Gruia Ioan și Gruia Gheorghe, din Vladimirescu și din Arad,
pentru că una dată mi-a zis ca Florica. Iar ai luat carcea și telefon. Fii bun mai cu zor o țără că stau oamenii aici. Sănătate multă și vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Domnul Gruia Victor, să-ți dea Dumnezeu sănătate, mă bucur tare mult să te aud, să ai parte de o duminică frumoasă. La mine, da. Să știți că n-am terminat. Știu, ce cred, numai cam lungă dacă lista. Dacă vă țin așa, până să termine emisiunea, că am foarte mult. Mulțumim tare mult, o duminică plăcută în continuare. Din partea noastră, din suflet, două minunate piese alături de Nelu Barna. Și odată ochi albaștri la o fată, ca seninul de curat și de lacrimi nesecat. Ca seninul de curat și de lacrimi nesecat. Fetița cu ochii ei albaștri, frumoasă e ca luna între aștri. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima răsărită în primăvară. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima răsărită în primăvară. Părinții ei acasă am fost socer de nevastă. Numai eu am fost sărac și pe fată nu mi-au dat. Numai eu am fost sărac și pe fată nu mi-au dat. Fetița cu ochii ei albaștri, frumoasă e ca luna între aștri. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima răsărită în primăvară. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima răsărită în primăvară. Blestemată ne-a fost soarta, tristă ne-a fost despărțirea, pentru că ai ei părinți nu ne-au înțeles iubirea. Pentru că ai ei părinți nu ne-au înțeles iubirea. Fetița cu ochii ei albaștri, frumoasă e ca luna între aștri. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima răsărită în primăvară. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima răsărită în primăvară. Fetița cu ochii ei albaștri, frumoasă e ca luna între aștri. Am iubit-o ca pe o floare rară, prima... De mălin, lume, lume, multe în viață trec și vin, lume. Tânăreță, tu când treci, lume, lume, nu te mai întorci în veci, măi, lume, draga mea. Frunză verde, de mălin, lume, lume, multe în viață trec și vin, lume. Tânăreță, tu când treci, lume, lume, nu te mai întorci în veci, măi, lume, draga mea. Doamne, d-aș putea, aș opri tânăreța ca să stea pe loc și să iubesc cu foc. Doamne, d-aș putea, aș opri tânăreța ca să stea pe loc și să iubesc cu foc, mă!
mă rog la Dumnezeu, lume, lume, ca să fiu tânăr mereu, lume. Dar eu știu că nu se poate, lume, lume, tinereța nu se întoarce, lume, draga mea. Mult mă rog la Dumnezeu, lume, lume, ca să fiu tânăr mereu, lume. Dar eu știu că nu se poate, lume, lume, tinereța nu se întoarce, lume, draga mea. Doamne, d-aș putea, aș opri tânăreța ca să stea pe loc și să iubesc cu foc. Doamne, d-aș putea, aș opri tânăreța ca să stea pe loc și să iubesc cu foc, mă! Dacă o îmbătrâni, lume, lume, la suflet tânăr o-i fi, lume. Și-o iubi mândre mereu, lume, lume, până o-i fi în copârșeu, lume, draga mea. Dacă o îmbătrâni, lume, lume, la suflet tânăr o-i fi, lume. Și-o iubi mândre mereu, lume, lume, până o-i fi în copârșeu, lume, draga mea. Doamne, d-aș putea, aș opri tânăreța ca să stea pe loc și să iubesc cu foc. Doamne, d-aș putea, aș opri tânăreța ca să stea pe loc și să iubesc cu foc, mă! Doamne, d-aș putea, aș opri tânăreța ca să stea pe loc și să iubesc cu foc. Doamne, d-aș putea, aș opri tânăreța ca să stea pe loc și să iubesc cu foc. Băncile, așa cum le știm noi, acele locuri în care, pentru a-ți depune banii, pentru a avea acces la banii tăi sau pentru a-i retrage, plătești comision. Noi, Banca Comercială Feroviara, schimbăm abordarea. Fără comision de deschidere a contului, fără comision de administrare lunară, fără taxe de internet banking și fără sume minime. Convinge-te de asta și de încă alte 3 pagini de avantaje la deschiderea unui cont Primus. Vino în cea mai apropiată sucursală a Băncii Comerciale Feroviara și convinge-te. În 15 minute scap de comisioane. Pe viață! Am trecut cel mai rapid net de la UPC prin cel mai bun modem Wi-Fi pe care l-ai văzut. ConnectBox de la UPC. Cea mai bună experiență Wi-Fi din România. Viteze de 500 de mega, oriunde în casa ta. Vino acum în magazinele noastre sau online. Când e vorba de siguranța ta, ai nevoie de garanții solide și de parteneri puternici. Arcon Security e soluția perfectă pentru protecție și pază. Arcon Security, cu o flotă auto impresionantă la sol și un elicopter de ultimă generație în aer, face orice intervenție rapidă și eficientă. Află mai multe pe arconsecurity.ro. Vedem tot ce mișcă, știm tot ce se întâmplă. Avem grijă în fiecare secundă de tine și de bunurile tale. Pentru tine, Arcon Security. Medical de îngrijiri și recuperare Izvorul Sănătății oferă servicii personalizate de îngrijire 24 de ore din 24, cu locuri de cazare pentru persoane vârstnice pe perioadă nelimitată și sub strictă supraveghere medicală. Cabinetul de recuperare medicală fiziokinetoterapie funcționează în regim ambulatoriu și are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru cei aflați în tratament, se asigură cazare și în regim hotelier în camere de 2-3 paturi la prețuri promoționale. Vă așteptăm la sediul nostru din Arad, cartierul Michelaca, calea Radnei, numărul 282. Centrul de terapii complementare Apimedica Arad vă oferă servicii de acupunctură, apifitoterapie, biorezonanță, terapii cu lipitor, homeopatie, fizioterapie, gimnastică medicală, elongații, cosmetică naturistă, consultări, cardiologie de specialitate, ecografie abdominală Doppler și cord, recoltări, analize medicale. În cadrul centrului funcționează magazinul naturist Naturmed. Yeah.
Pierderea unei persoane dragi ne pune la încercare pe fiecare dintre noi. Casa funerară RSC, situată pe strada Cocorilor, la numărul 27, între cimitirele Eternitatea și Pomenirea, oferă gratuit capele pentru priveghi, sală pentru pomeni, sicrie produse de firma noastră, sicrie de rux și toate serviciile necesare unei înmormântări la prețuri decente. Casa funerară RSC oferă respect până în ultima clipă. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Am revenit în direct, dragii noștri telespectatori, și urmează să ascultăm o altă tânără domnișoară, sau din nou pe tânăra domnișoară, Patricia, sau Patricia? Patricia Vela. Înainte însă am înțeles că vrei să mai faci câteva precizări vis-a-vis de activitatea ta artistică. Te ascultăm. Așa este. Am planuri măreți în muzică, îmi doresc să ajung un nume în muzica populară și bineînțeles, știu că asta doar prin multă muncă pot să ajung, dar dacă viața a fost așa de darnică cu mine, vreau să le mulțumesc părinților mei pentru sprijinul acordat și pentru încrederea acordată. Bravo, anul acesta am un plan încă câteva piese de petrecere cu care promit că o să vin aici la dumneavoastră și vă le voi prezenta în prima audiție. Natura a fost darnică cu tine, așa cum spuneai, ai toate calitățile, tânără, frumoasă, talentată, deșteaptă, pentru o carieră de succes ai toate condimentele necesare. Mulțumesc frumos! Da, te invităm să te pregătești pentru piesa pe care vrem din tot sufletul să o ascultăm. Cred că avem și un telespectator la telefon. Nu mai avem. Așa că o să mai dau citire câtorva mesaje. Familia Șeitan dedică melodiile următoare nașilor, dar mai ales fiului Mihai, care își serbează mâine ziua de naștere. La mulți ani! Aș vrea să fac o dedicație pentru sora mea, Ramona, care pe data de 14 ianuarie a împlinit frumoasa vârstă de 38 de ani, din partea fraților Rafaela, Raul, Romelia, un călduros la mulți ani. Aș vrea să fac o dedicație pentru cumnata Amalia, care pe data de 19 ianuarie împlinește frumoasa vârstă de 25 de ani. Toată familia îi dorim un călduros la mulți ani. La mulți ani pentru Gheorghe și Rodica Trif din Șiria, Arad. Din partea noastră tuturor sărbătoriților, un dar muzical cu Patricia Vela. Am supărare, maica e alinare, maica îi leagă, Doamne și alinare. Ia mă ia deoparte, dulce îmi vorbește și răul parcă mă ocolește. Vin maică la cine să mă îndrum la bine, să-mi dai maică sfatul mai bun, să mângâi obrazul, să-mi cer lacrima. În mine dă oriunde vin mai că la cine, că tu mi-ești icoană scumpă, dragă mamă, și-mi dai liniște în inimioară. Vin mai că la cine să mă îndrum la bine, să-mi dai mai că sfatul mai bun, să mângâi obrazul, să-mi cer lacrima,
cât am să trăiesc. Nici cu cine să-ți mulțumesc. Ce rău faci pe lume, mama-i lângă cine. Ce iubesc, ce ca nimeni pe lume. Vin mai că la cine să mă îndrum la bine. Să-mi dai, maică, sfatul mai bun. Să mângâi obrazul, să-mi cer lacrima. Să-mi iei, maică, toată durerea. Vin mai că la cine să mă îndrum la bine. Să-mi dai, maică, sfatul mai bun. Să mângâi obrazul, să-mi cer lacrima. Mulțumim, Patricia. Te rog, Gabi, nu, mai are mai târziu o melodie. Te rog, Gabi, să te pregătești tu pentru următoarele tale două piese. Avem imediat și un telefon. Am auzit telefonul sunând. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Da. În primul rând vreau să vă felicit pentru emisiunea care o faceți. Mulțumim tare mult! Transmit multă, multă sănătate lui doamna profesor Gabi Zaharia și pe Lorena o iubim și o să o susținem bunicii de la Caransever, Mariana și Gigi. Mulțumim tare mult! Ne bucurăm că ați reușit să intrați în direct cu noi. Vă felicităm pentru așa o... Sănătate și la mulți ani, numai bine! Vă felicităm pentru așa o nepoată talentată. Ne bucurăm că este astăzi prezent în platou alături de noi și în casele dumneavoastră cu ajutorul televiziunii Vestev Regional. O duminică plăcută în continuare, din partea noastră, așa cum vă spuneam, două minunate piese interpretate de doamna profesoară Gabi Zaharia. Nu-l spun că mi-l fură satul, lai la 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 la, ca el nu mai găsesc caldul, lai la 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 la, cucuruz cu frunza-n sus, la 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 la, dulci și dragostea pe ascuns, la 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 la, cucuruz cu frunza-n soare, la 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 la, pas cu dragostea-i mai mare, la 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 la. Calcă-mă joc pe pișor, lai la 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 la, că-mi dau seama eu atunci, lai la 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 la, că-ți dor de buză dulci, lai la 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 la, cucuruz cu frunza-n sus, la 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 la, dulci și dragostea pe ascuns, la 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 la, cucuruz cu frunza-n soare, la 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 la, pas cu dragostea-i mai mare, la 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 la. Hai pas cu spațiu amândoi, lai la 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 la, să mâncă miere din roi, lai la 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 la, să bem apă dintr-un loc, lai la 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 la, și să ne iubim cu foc, lai la 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 la, cucuruz cu frunza-n sus, la 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 la, dulci și dragostea pe ascuns, la 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 la, cucuruz cu frunza-n soare, la 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 la, pas cu dragostea-i mai mare, la 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 la. Cine știe și
la 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 la. Dragostea pascuns o șepe, la 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 la. La gâtu cu mărgele, la 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 la. De la buză ruminele, la 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 la. Curus cu frunza în sus, la 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 la. Dor și dragostea pe ascuns, la 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 la. Curus cu frunza soare, la 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 la. Ascuns dragostei mai mare, la 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 la. Curus cu frunza în sus, la 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 la. Dor și dragostea pe ascuns, la 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 la. Curus cu frunza soare, la 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 la. Ascuns dragostei mai mare, la 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 la. Sunt cu sufletul în păcat, mult Dumnezeu mi-a dat. Am o viață împlinită, mă pot numi fericită. Viață, viață scumpă, viață, ești frumoasă, ești oață, pe toate le dai pe față. Viață scumpă, viață, ești frumoasă, ești oață, pe toate le dai pe față. Viață scumpă, viață. Știu să prețuiesc în viață ce-i bine și ce-i frumos, că am fost copil sărac și-am ajuns să-mi fac un rost. Știu să prețuiesc în viață ce-i bine și ce-i frumos, că am fost copil sărac și-am ajuns să-mi fac un rost. Viață, viață scumpă, viață, ești frumoasă, ești oață, pe toate le dai pe față. Viață, viață scumpă, viață, ești frumoasă, ești oață, pe toate le dai pe față. Viață scumpă, viață. De-aia pun pe primul loc bunătatea și omenia. Pe mine nu m-au schimbat nici bani, nici bogăția. De-aia pun pe primul loc bunătatea și omenia. Viață, viață scumpă, viață, ești frumoasă, ești oață, pe toate le dai pe față. Viață, viață scumpă, viață, ești frumoasă, ești oață, pe toate le dai pe față. Viață scumpă, viață. Mulțumim din suflet, Gabi Zaharia. Am primit un mesaj de la Gura Ialomiței. Ia să vedem cine știe unde e Gura Ialomiței, că eu unul nu știu. Pentru familia mea, toate melodiile de la Licuța din Luciu. Pentru mama mea, frații mei din Gura Ialomiței. Unde-o fi Gura Ialomiței? Poate că revine telespectatorul nostru cu un mesaj să ne dezbulguie și pe noi să știm unde e Gura Ialomiței. Avem un telespectator la telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm cu drag! Îmi cer scuze pentru emoții. Din Austria vă sun. Sunt mama elevei doamnei profesoare Gabi Zaharia, Patricia Vela, care o aveți alături de dumneavoastră. Din Austria vă sun. Îmi pare rău că nu vă văd. Vă ascult la telefon.
ascult cântecele doamnei profesoare și micuțele eleve, colegii fiicei mele, Patricia Vela, vreau să vă mulțumesc pentru misiunea care o faceți, vă urmărim de fiecare dată și când sunt în țară, prindem și noi la Armeniști postul. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru invitație, vreau să mulțumesc din suflet doamnei profesoare pentru tot ce face pentru Patricia și vreau să dedic toată emisiunea aceasta, toate cântecele fratelui meu, care la sfârșitul lunii, în 30 ianuarie, împlinește o frumoasă vârstă. Să trăiască la mulți ani! Tuturor sărbătoriților, tuturor întregii țări, la toată lumea. Și vreau noi vă să pupăm. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Și să vă întoarceți cu bine și să știți un lucru, ceea ce fac pentru Patricia, fac pentru toate fetele. Mulțumesc din suflet, mulțumesc și să alături de toate, și de Patricia, și de toate, și mulțumesc că le-ați sunteți pe de noi și mulțumim din suflet, nu avem cum să ne revanșăm față de dumneavoastră. Sănătate, sănătate, numai bine și să veniți cu bine acasă. Mulțumesc și dumneavoastră la fel. O zi plăcută, mulțumim pentru... Mulțumim tare mult pentru telefon, să vă dea Dumnezeu sănătate. Ne bucurăm tare mult că aveți așa o fetiță frumoasă și talentată. Vă așteptăm cu drag, poate data viitoare să o însoțiți aici la noi la televiziune. Până atunci să umblați cu bine pe acolo pe unde sunteți și să vă întoarceți cu bine acasă. Familia Pop dedic următoarele melodii familiei Budea și ansamblului Crăișorii Moților. La mulți ani doresc mult noroc și fericire pentru toți angajații Vest TV. Dedic întreaga emisiune măcenilor, oriunde se găsesc ei. Baci Giui lui Hanfău de la Macea. Să trăiască! Îl rog acum pe Neluțu să se pregătească pentru intervenția care urmează. Mai ai de spus ceva înainte de a ne cânta? Da, mai vreau să fac o dedicație. De fapt, am cântat Asta e mânta zărândană, special de la Teo pentru nevastă lui care e din Zărand. Și pentru toată lumea. Așa să fie, încă o dedicație, un mesaj la mulți ani pentru sora și nașa noastră, Violeta David, și pentru nepotul nostru, Ianis, cu drag fratele Ciprian, cumnata Diana și nepoțica Denisa Burcă. Cu drag vă dedicăm și noi toate piesele din emisiunea de astăzi și în special cele două care urmează, interpretate de Nelu Barna. Mândra mea-i costă de drag, la 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 la. Tot timpul își face de cap, la 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 la. Mândra mea-i costă de drag, la 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 la. Tot timpul își face de cap, la 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 la. La drăguții șede gândul, iar mie îmi sere rândul și eu lucru ca bolându, la la la. La drăguții șede gândul, iar mie îmi sere rândul și eu lucru ca bolându, la la la. Casa mea, la 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 la, și m-a făcut viața grea, la la la. Am ținut-o în casa mea, la 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 la, și m-a făcut viața grea, la la la. Oameni buni, dați-mi un sfat, că nu știu ce să mă fac, s-o iubesc or să o bat, la la la. Oameni buni, dați-mi un sfat, că nu știu ce să mă fac, s-o iubesc or să o bat, la la la. Casă la el, la la la, cu o mândruță frumoasă, la el, la la la. Omule, să nu-ți faci casă, la el, la la la, cu o mândruță frumoasă, la el, la la la. Că ea se duce la altul, pe tine te doare capul, zola la ta mere, la dracul, la la la. Că ea se duce la altul, pe tine te doare capul, zola la ta mere, la dracul, la la la. Pe
anii erau mai prostită, la 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 la. Mândră că te-ai pudărit, la 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 la. Pe mine erau mai prostită, la 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 la. Tu cu altul ai plecat, ca să poți să-ți faci de cap. Și eu de dracu a scăpat, la la la. Tu cu altul ai plecat, ca să poți să-ți faci de cap. Și eu de dracu a scăpat, la la la. Mulțam, domnie! Bătâni o vorbă tare, la 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 la. Ce vă spune lucru mare, la 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 la. Când o prins cu altul în pat, atunci fii bărbat, bărbat. Și dă pe ea ca pe sac, la la la. Când o prins cu altul în pat, atunci fii bărbat, bărbat. Și dă pe ea ca pe sac, la la la. Iar de începe ca să plângă, dă pe ea ca și pe dubă. Și atunci nu o să te mai vândă, la la la. Iar de începe ca să plângă, dă băie ca și pe dubă. Și atunci n-o să te mai vândă, la la la. În veci! M-a învățat moșute mic, iar te-l Dumnezeu să le arăte. Polilii să le rădici, și la muier și la fete. Moșule, de-ai fi în viață, la 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 la. Ce folos de mine ai fi? Ai rege pe sumustață, la 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 la. Cum mă iubați mândrili? Moșule, de-ai fi în viață, la 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 la. Ce folos de mine ai fi? Ai rege pe sumustață, la 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 la. Cum mă iubați mândrili? Nu mai rădic eu popoale, iubă-s muier măritate. Acum am crescut mai mare, dracu mă împinge din spate. Nu mai rădic eu popoale, iubă-s muier măritate. Moșule, de-ai fi în viață, la 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 la. Ce folos de mine ai fi? Ai reghe pe sumustață, la 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 la. Cum mă iubați mândrili? Moșule, de-ai fi în viață, la 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 la. Ce folos de mine ai fi? Ai reghe pe sumustață, la 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 la. Cum mă iubați mândrili? Să facă ce-am făcut e. Când voi fi la bătrâneață și-o-i avea nepotul meu, o să-i dau și lui povață să facă ce-am făcut e. Moșule, de-ai fi în viață, la 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 la. Ce folos de mine ai fi?
ai reghe pe sumustață, lai, 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 la, cum ai iubas mândrili. Moșule, de-ai fi în viață, lai, 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 la, ce folos de mine ai fi. Ai reghe pe sumustață, lai, 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 la, cum ai iubas mândrili. Băncile, așa cum le știm noi, acele locuri în care, pentru a-ți depune banii, pentru a avea acces la banii tăi sau pentru a-i retrage, plătești comision. Noi, Banca Comercială Feroviara, schimbăm abordarea. Fără comision de deschidere a contului, fără comision de administrare lunară, fără taxă de internet banking și fără sume minime. Convinge-te de asta și de încă alte 3 pagini de avantaje la deschiderea unui cont Primus. Vino în cea mai apropiată sucursală a Băncii Comerciale Feroviara și convinge-te. În 15 minute scap de comisioane. Pe viață! Am trecut cel mai rapid net de la UPC prin cel mai bun modem Wi-Fi pe care l-ai văzut. ConnectBox de la UPC. Cea mai bună experiență Wi-Fi din România. Viteze de 500 de mega, oriunde în casa ta. Vino acum în magazinele noastre sau online. Când e vorba de siguranța ta, ai nevoie de garanții solide și de parteneri puternici. Arcon Security e soluția perfectă pentru protecție și pază. Arcon Security, cu o flotă auto impresionantă la sol și un elicopter de ultimă generație în aer, face orice intervenție rapidă și eficientă. Află mai multe pe arconsecurity.ro. Vedem tot ce mișcă, știm tot ce se întâmplă. Avem grijă în fiecare secundă de tine și de bunurile tale. Pentru tine, Arcon Security. Simți gustul pâinii de altă dată? Alege pâinea tradițională coaptă pe vatră de la Pecica. Produse de patiserie, pâine, cozonaci, toate le găsești la brutăria Doris din Pecica sau de la punctele de distribuire din Arad, Piața Catedralei și localitățile Secusigiu, Felna, Clipova, Ineu, Timișoara, piețele Badea, Cârțan și Iosefin și Lugoș. Sece Doris, Pecica. Telefon 0744 691 081 sau 0740 406 088. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit în direct, dragii noștri telespectatori, alături de invitații noștri. Ne-am documentat la pauză și unde este Gura Ialomiței. Gura Ialomiței este undeva lângă Slobozia. Iată, Făloșcă și acolo către Dunăre suntem urmăriți. Ne bucurăm tare mult și vă așteptăm cu alte telefoane și mesaje de la dumneavoastră. Sunt Ramona și toate melodiile domnului Nelu Barna le dedic prietenelor mele Emanuela și Adriana. Și ne bucurăm pentru că urmăresc emisiuni. Din partea instructorului Todică Nelu, pentru Flavius, Toma, Ionuț, Daci, Andreea, Macarena, Gianina și Denisa. Le doresc succes și tot ce își doresc pe viitor. Vă pup! Și ele te pupă. Și ei, cică.
pentru familia mea toate melodiile de la Lucuța, de la Licuța din Luce, e aceeași mesaj. Pentru mama mea, frații mei, din Gura Ialomiței, de lângă Slobozia. Vă mulțumim tare mult că ne urmăriți. Pentru familia mea toate melodiile, o, încă o dată. Și încă o dată. Le-o trimis omul să fie sigur că să citește mesajul. Pentru familia mea, soț Chivu, copiii George și Mihăiță din Luciu, încă o dată. De la Licuța, județul Ialomița, iată, încă o dată, să trăiască. Bună ziua, Vest TV și ție, Ioane, la mulți ani pentru noul an, să aveți parte de tot ce-i mai bun, tot ce v-ați propus să se împlinească, felicitări pentru soliștii și formația de dansuri Crăișorii Moților. Îi salut pe toți cei ce iubesc folclorul românesc, le urez un sincer la mulți ani tuturor celor ce își serbează onomastica cu drag, Maria Popovici. Te salutăm și noi, Maria, la mulți ani spunem cu tot dragul. Vă mulțumim pentru acest program, vă urmărim cu drag din Germania, Hamburg, Lucian semnează. Și numărul chiar din de Germania. Le salut pe Andreea, Gianina și Denisa. Sunteți cele mai tari și, bineînțeles, împreună cu ansamblul vostru. Felicitări! Mulțumim tare mult pentru cuvintele frumoase adresate, iată, de pe toate continentele. Mai gata, așa cu modestie spus, nu? Haideți, dragii noștri, să ascultăm alte două piese, ultimele pentru emisiunea de astăzi, din păcate pentru noi și pentru telespectatorii noștri, interpretate de Gabi Zaharia, dar mai întâi o să mai preluăm un apel telefonic. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Mă numesc Licuța Dumiuciu Ialomița și aș vrea să fac câteva dedicații. Iată, după ce am primit mesaje multe de la dumneavoastră, ați reușit să intrați și în direct cu noi. Ne bucurăm tare mult. Aș vrea să fac câteva dedicații pentru familia mea, în primul rând. Pentru nașii mei, Mihai și Lili din Gura Ialomiței și pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, la revedere! Mulțumim tare mult, să vă dea Dumnezeu sănătate, ne bucurăm că ne urmăriți la așa depărtare mare de Arad. Tot ce am pregătit în emisiunea de astăzi și în toate cele care vor urma sunt din suflet pentru dumneavoastră, pentru toți telespectatorii noștri. Acum două piese minunate, bănățene, interpretate de Gabi Zaharia. Și nu știu dacă fac bine, și nu știu dacă fac bine. Ești iubirea mult visată și de-o viață așteptată, și de-o viață așteptată. Te iubesc, dar te iubesc și nu vreau să știe nimeni. Păcatul e al meu și-l iau cu mine. Te iubesc, dar te iubesc și nu vreau să știe nimeni. Păcatul e al meu și-l iau cu mine. Și care-i prețul iubirii, și care-i prețul iubirii. Cât de mare poate fi, și unde îl poți găsi, și unde îl poți găsi. Te iubesc, dar te iubesc și nu vreau să știe nimeni. Păcatul e al meu și-l iau cu mine. Te iubesc, dar te iubesc și nu vreau să știe nimeni. Păcatul e al meu și-l iau cu mine.
Pe cine poate iubi, pe cine poate iubi? Fără voia mea alege și tot ce vrea ea iubește, și tot ce vrea ea iubește. Te iubesc, dar te iubesc și nu vreau să știe nimeni. Păcatul e al meu și îl iau cu mine. Te iubesc, dar te iubesc și nu vreau să știe nimeni. Păcatul e al meu și îl iau cu mine. Și plec cu ele în mormânt, și plec cu ele în mormânt. Te iubesc, dar te iubesc și nu vreau să știe nimeni. Păcatul e al meu și îl iau cu mine. Te iubesc, dar te iubesc și nu vreau să știe nimeni. Păcatul e al meu și îl iau cu mine. Făceai rătoace, unge-ți prietenii de-o viață când erau aproape, unge-ți anii cinerețe și mândrilii faine, au s-or dus, Doamne, cu toate vremurile tale. Dar ce ai în cine, Dumnezeu mă știe. O viață întreagă ai fost tare pătimaș, te-ai jurat într-una că ai să ce lași. Unge-ți vremurile bune când făceai rătoace, unge-ți prietenii de-o viață când erau aproape, unge-ți anii cinerețe și mândrile faine, au s-or dus, Doamne, cu toate vremurile tale. Făceai rătoace, unge-ți prietenii de-o viață când erau aproape, unge-ți anii cinerețe și mândrile faine, au s-or dus, Doamne, cu toate vremurile tale. Ceva, suflet
doi tocinări, inima tot mai bace. Degeaba tu vrei, dar nu să mai place. Pungeți vremurile bune când fășai rătoace. Pungeți prietenii de-o viață când erau aproape. Pungeți anii cinerețe și mândrile faine. Au s-or dus, Doamne, cu toate vremurile tale. Mulțumim, Gabi Zaharia. A fost o adevărată încântare să te ascultăm din nou în emisiunea de astăzi și așa cum știi, oricând ești binevenit în emisiunea noastră și sunt convins că la fel de mult a plăcut și telespectatorilor noștri prezența ta în emisiunea Hora Mare. Mulțumesc frumos că, uite, ne-ai primit aici în casa ta cu fetele mele și îi mulțumesc și colegului meu drag, Nelu Barna, care a dorit ca în această după-amiază să-și rupă câteva ore din programul lui special și să fie alături de noi. Cu mare plăcere, îți mulțumesc și eu pentru invitație. O invit acum pe Patricia să interpreteze și ea ultima piesă pentru emisiunea de astăzi. Între timp o să mai citesc câteva mesaje, unul dintre el de la o telespectatoare care își dedică singură piesele de astăzi cu ocazia aniversării zilei de naștere. Și e un lucru frumos, dar să știe că și din partea noastră vine dedicație, așa că poți primi cu din drag. Partea Lunelu, din partea mea, din partea ta, din partea tuturor celor care suntem aici, vă spunem la mulți ani și numai bine. Sănătate! Citesc și mesajul. Bună ziua, vreau să îmi dedic această emisiune pentru mine, Dumitru Florentina din Macea, pentru că mâine împlinesc o frumoasă vârstă. Și salut pe toți care mă cunosc. O zi bună în continuare. La mulți ani, doamnă dragă! Din partea lui Todică Nelu, pentru soția lui, îi dedic toate melodiile din emisiune. Te iubesc mult, soția mea, Lili. Din partea noastră, un dar muzical cu Patricia Vela. Tu mi-ești alinarea. Mă folești și spun cu drag că m-am născut în Banat. Satul meu, dragul meu, numai tu mi-ești alinarea. Mă folești și spun cu drag că m-am născut în Banat. Tu mi-ești alinarea. Mă folești să spun cu drag că m-am născut în Banat. Satul meu, dragul meu, numai tu mi-ești alinarea. Mă folești să spun cu drag că m-am născut în Banat. Dă-n Banatul, dă sub munce, joc o bănăță de punce. Satul meu, dragul meu, numai tu mi-ești alinarea. Mă folești să spun cu drag că m-am născut în Banat. Satul meu, dragul meu, numai tu mi-ești alinarea. Mă folești să spun cu drag că m-am născut în Banat.
ține. Oameni cu suflet curat, fală pentru-ntreg banat. Satul meu, dragul meu, nu ți-e dau pe nimeni lume. Înține-i copilăria, pacima și bucuria. Satul meu, dragul meu, nu ți-e dau pe nimeni lume. Mulțumim tare mult, Patricia. Un ultim mesaj pentru emisiunea de astăzi, o să-i dau citire chiar acum. Bună ziua, domnul Ioan, aș dori să fac o dedicație, toate melodiile de azi să fie pentru cel mai scump soț, Ghiță Redeș, din Marcea, șoferul de la Edera, cu mesajul Te iubesc mult, soția. Să fiți sănătoși și împreună să vă dea Dumnezeu numai bine și bucurii. Pentru că așa cum o spun de fiecare dată, ce-i frumos trece repede. Așa s-au scurs și cele 3 ore de emisiune. Mulțumită invitațiilor de astăzi, sper că ea a fost o emisiune plăcută pentru dumneavoastră. Am citit asta și din mesajele pe care le-am primit și din telefoanele dumneavoastră și din bucuria tuturor celor prezenți astăzi în platou. Nu ne despărțim de dumneavoastră până nu mulțumesc invitațiilor de astăzi, în special Gabi Zaharia, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta astăzi în studio. Cu tot dragul, ca de fiecare dată când vei apela la noi, noi și ne vei invita, noi o să venim aici la tine și promit că data viitoare am să vin cu alte fete, pentru că sunt foarte multe și vreau să le vadă telespectatorii pe toate fetele. Noi încă o dată îți mulțumim și vă dorim atât vouă ca televiziune cât și ție un an nou fericit, cu multă sănătate și împliniri și tot ceea ce vă doriți voi să aveți parte. Mulțumim tare mult, să dăm posibilitatea și tinerilor domnișoare să spună un cuvânt de sfârșit de emisiune. Mulțumesc pentru invitație și vă urez la mulți ani. Mulțumim tare mult, Patricia. Mulțumesc pentru invitație, aștept și altă dată. Te așteptăm cu drag. Mulțumesc și o seară frumoasă. Nelu. Și vreau să mai fac prima dată dedicație și după aia. Vă mulțumesc oricum pentru invitație, ca de fiecare dată mă simt foarte bine aici la voi. Vreau să dedic această emisiune părinților mei, prietenilor de la Seleuș, neamurilor de la Beliu, Archiș, Nermiș, Săliște, Cărand, să fie sănătoși și le dorim un an nou cât mai îmbelșugat. Mulțumim tare mult, te invităm, Nelu, să închei tu emisiunea de astăzi, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, până duminica ce vine, când vă veți întâlni cu colega mea, Claudia Deac, să vă ține Dumnezeu sănătoși, să aveți parte de o săptămână frumoasă. Chiar dacă, iată, iarna încă își arată colții, totuși sperăm să nu fie foarte departe primăvara. Dar până atunci primăvara sufletească să fie mereu în preajma dumneavoastră. Din partea noastră, o duminică plăcută în continuare și să-l ascultăm cu ultimele 2 piese pentru astăzi pe Nelu Barna. Așa-mi vine câteodată să dau cu cuțitul teatră. Din teatră să iasă foc, că eu n-am avut noroc, măi. Din teatră să iasă foc, că eu n-am avut noroc, măi. Tu mai noroace, care mamă mică face, și la om cum te împarte, că eu n-am nici jumătate. Și la om cum te împarte, că eu n-am nici jumătate.
dar acela care n-are lucru și noroc nu are. Dar acela care n-are lucru și noroc nu are. Jaba-i norocul în drum, măi, dă nu-l are omul bun, măi. Norocul fuge în alt loc, rar om bun să aibă noroc, măi. Norocul fuge în alt loc, rar om bun să aibă noroc, măi. La mine-n grădină las muje cu rădăcină și lasă din orice loc unde n-o crescut noroc, mă. Și lasă din orice loc unde n-o crescut noroc, mă. Să-l culeagă și-l sărac ce norocul nu a aflat, mă. Să-l culeagă și-l sărac ce norocul. Drag la mulți ani, măi, pretine, sănătate și mulți bani, măi, omule. Ești un bun cu suflet mare, pretine, și ajut pe fiecare, omule. Pretine, drag la mulți ani, măi, pretine, sănătate și mulți bani, măi, omule. Ești un bun cu suflet mare, pretine, și ajut pe fiecare, omule. La mulți ani cu sănătate și de bine să ai parte, și de bine să ai parte. La mulți ani zile senine, s-ai parte numai de bine, s-ai parte numai de bine. La mulți ani cu sănătate și de bine să ai parte, și de bine să ai parte. La mulți ani zile senine, s-ai parte numai de bine, s-ai parte numai de bine. Cu tine, pretine, unde merg până astă lume, omule. Ierele să te ferească, pretine, necazul să te ocolească, omule. Dumnezeu fie cu tine, pretine, unde merg până astă lume, omule. Dărele să te ferească, pretine, necazul să te ocolească, omule. La mulți ani cu sănătate și de bine să ai parte, și de bine să ai parte. La mulți ani zile senine, s-ai parte numai de bine, s-ai parte numai de bine. La mulți ani cu sănătate și de bine să ai parte, și de bine să ai parte. La mulți ani zile senine, s-ai parte numai de bine, s-ai parte numai de bine. Toți ne-am adunat, ne-am adunat, ca să petrecem cu drag, cu mare drag. Cu toți prietenii tăi buni, da, prietini buni, om petrece până luni, da, până luni. Azi cu toți ne-am adunat, ne-am adunat, ca să petrecem cu drag, cu mare drag. Cu toți prietenii tăi buni, da, prietini buni, om petrece până luni, da, până luni. La mulți ani cu sănătate și de bine să ai parte, și de bine să ai parte. La mulți ani zile senine, s-ai parte numai de bine, s-ai parte numai de bine. La mulți ani cu sănătate și de bine să ai parte, și de bine să ai parte. La mulți ani zile senine, s-ai parte numai de bine, s-ai parte numai de bine.